Reinaugurarea Centrului Speranța a avut loc în prezența secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului Ileana Savu, a conducerei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și a unor reprezentanți ai Consiliului Județean. Valoarea totală a lucrărilor de reparații se ridică la 3 miliarde de lei vechi, bani proveniți de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului prin Consiliul Județean și de la mai mulți sponsori. Au muncit cot la cot cu muncitorii și o parte dintre studenții care își petrec vacanța de vară în această locație. Cealaltă parte a copiilor cazați aici au beneficiat timp de 2 luni de găzduirea centrului de plasament Sfinții Mihail și Gavril din Solca. Lucrările din această vară constituie primele lucrări după mulți ani în care centrul nu a avut nici măcar autorizație de funcționare. A fost reparat acoperișul instituției, s-a schimbat tâmplăria, s-a recompartimentat clădirea, s-au modernizat băile și bucătăria și s-a amenajat o sală de mese. De administrarea Centrului de Plasament Speranța se va ocupa Lucica Ștefan, coordonatoarea Centrului de Tip Familial Colț Alb Suceava.